Astăzi este o zi specială. Lord Kelvin spunea: măsura înseamnă a cunoaște. Din primele zile de viață suntem măsurați, cântăriți și avem de a facere cu metrologia, adică știința care se ocupă de măsurări. Noi am mers la Institutul Național de Metrologie pentru a afla din prima sursă mai multe detalii despre cu ce se ocupă ei. Metrologia. Ce este ea? Ce face? Despre ce e? Se pare că răspunsul îl găsim chiar la Institutul Național de Metrologie. Institutul Național de Metrologie a fost înființat în 2013 printr-o hotărâre de guvern ce prevede unele măsuri în infrastructura calității. Este o instituție de cercetare și dezvoltare și are funcții de metrologie generală și metrologie legală. Metrologia generală se ocupă cu menținerea bazei naționale de etaloane. Toate bune și frumoase până aici, însă, oricum, ceva nu este clar. Institutul poate efectua verificarea de expertiză. În caz dacă un consumator are dubii asupra corectitudinii funcționării mijlocului de măsurare, el poate să adreseze la institut și îi se face o expertiză. Se determină caracteristicile metrologice ale mijlocului de măsurare, cât de corect el arată, și îi se dă un document. În fiecare dintre cele 7 laboratoare ale instituției se ține cont ca unitatea de măsurare corespunzătoare să coincidă criteriilor legale. Institutul nostru este membru cu drepturi depline la 2 organizații regionale. Euromet este unde participă toate institutele europene și Coomet unde participă institutele din fostele țări sovietice. Aceasta înseamnă că măsurările efectuate pe domeniile date sunt recunoscute la nivel internațional. Orice agent economic care vine și face aici o măsurare, o etalonare, primește un certificat, un document, un certificat de etalonare. Deci el este recunoscut în afara Republicii Moldova. Testarea se face în condiții speciale, în camere izolate de orice mediu ce ar influența rezultatele finale. Iar dacă laboratoarele și toate tehnologiile sunt de ultimă generație, totuși, institutul duce lipsă de specialiști. Aceștia sunt așteptați cu brațele deschise, mai ales dacă cifrele și fizica sunt printre pasiunile ce vă definesc.